Două autodube au fost implicate într-un accident rutier în această dimineață produs pe autostrada A1 între Simeria și Deva. Una dintre ele, care transporta produse de carmangerie, s-a răsturnat, iar produsele au fost dispersate pe carosabil. Din fericire, ambii șoferi au scăpat nevătămați. În această dimineață, cu puțin timp înainte de ora 6, pompierii detașamentului Deva au intervenit la un accident rutier care a avut loc pe autostrada A1, pe porțiunea Simeria-Deva. În accident au fost implicate două autodube, iar una dintre ele s-a răsturnat în urma impactului. Din fericire, nu au fost victime, cei doi conducători auto, aflați singuri în autovehicule, nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Autovehiculul răsturnat transporta produse de carmangerie, acestea fiind dispersate pe carosabil. De asemenea, pompierii au constatat că existau scurgeri de carburant, dar fără pericol de incendiu. Echipajele de intervenție au acționat pentru asigurarea măsurilor PSI, dar și pentru curățarea carosabilului, a declarat major Lucian Morogan, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara. Circulația rutieră s-a desfășurat îngreunat doar pe banda de urgență. Puțin după ora 7, autovehiculul răsturnat a fost preluat de o platformă de transport, iar traficul a fost reluat pe o singură bandă de mers.